20.000 de euro. Atât vor cheltui mai mulți funcționari din primăria Timișoara împreună cu aleșii municipali într-o plimbare în Franța. 22 de consilieri locali au votat aprobarea unei sume de 87.000 de lei pentru promovarea Timișoarei în cadrul evenimentului Rugă Bănățeană la Dijon, organizat de autoritățile franceze. Nu ar fi nimic de zis dacă suma aleasă ar fi una mai mică. Nimeni nu spune să ne izolăm, însă această excursie are parcă un iz electoral. Asta dacă ținem cont că pleacă și funcționari din primăria Timișoara. Un grup de consilieri pe care l-am votat din toate grupurile parlamentare și este vorba despre câțiva funcționari din primărie. Vorbim de o sumă de... Cred că vreo 3 funcționari din primărie, vorbim de o sumă de vreo 20 și ceva de mii de euro, în condițiile în care, nu vreau să mă compar cu parlamentarii, se toacă sau cu guvernul sau cu președintele sau cu parlamentul, se toacă zeci de milioane pe astfel de deplasări. Acum, sigur, probabil că dumneavoastră vreți să aduceți în vedere ceea ce e normal, suma respectivă de bani, aici se poate face o analiză pe ceea ce înseamnă deplasare, cât de oportun este să meargă, nu știu, 50 sau 60 de oameni sau cât de oportune sunt costurile respective. Eu cred că discuție care mulți se vor poziționa a fi pentru și mulți împotrivă. Pe de altă parte, mi se pare suma mică, mare? Suma mi se pare în concordanță cu cheltuielile care sunt necesare. Reprezentanții municipalității care au planificat deplasarea la Dijon au realizat o strategie de cheltuire a banilor și anume peste 12.000 de lei vor merge pe editarea 2.500 de broșuri despre Timișoara. 7.000 de lei vor fi destinați tipăririi a 3.000 de pliante cu obiectivele Timișoarei și Banatului, iar 3.000 de lei vor fi destinați achiziționării a 50 de albume Timișoara. Pentru alte materiale vor fi alocați 1.600 de lei. Iar dacă ar fi să vorbim de cine pleacă, primarul Gheorghe Ciuhandu le propune și ziariștilor, mai în glumă, mai în serios, să facă o deplasare. Consiliul local a votat pe aici. Poate faci dumneata parte. Pe lângă faptul că funcționarilor li se asigură cazare, masă și transport, aceștia primesc și diurnă, numai puțin de 22.000 lei. Și ca subiectul să fie pe placul tuturor, vă anunțăm că Primăria Timișoara mai asigură și cheltuieli neprevăzute în valoare de 4.000 de lei.